ședința Consiliului Național din decembrie 2020. Este prima ședință pe care o facem în acest format de la începerea pandemiei. Celelalte ședințe au fost în format online. Am gândit ședința aici, în sala de ședință, pentru că este și o ședință festivă, ultima din acestea. Spuneam că în baza discuției primarului orașului Târmănești a fost convocați la lucrările ședinței ordinare, care are 14 puncte pe ordinea de zi. Am să supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Dacă se abține cineva? Dacă este cineva împotrivă? Unanimitate de voturi. A fost aprobat primul punct, ordinea de zi. O să intrăm pe vot. Și primul proiect al ordinei de zi, procesul verbal al ședinței ordinare din data de 27.11.2020. Dacă ați parcurs procesul verbal, dacă sunt ceva probleme, ceva de completat. Cu excepția notărilor pe care le-am făcut deja în urma discuțiilor purtate în ședința de comisie. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Dacă se abține cineva? Dacă este cineva împotrivit? Punctul 2 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pentru anul 2020. Spuneam pe comisii că am avut un an greu, nu numai pentru noi, ci pentru toți românii și nu numai, un an în care pandemia și-a spus cuvântul. Cu toate acestea am reușit să avem rectificări pozitive și în același timp să ne atingem obiectivele pe care le-am stabilit la începutul anului. La articolul 1 aprobăm rectificarea bugetului A, sau mai bine zis, a sursei A, anul 2020, cu suma de 471.000 lei, atât la partea de venituri, cât și de cheltuieli. Și sigur că aici avem influențe pozitive, atât la impozitul pe clădiri, persoane fizice, persoane juridice, cât și la sumele defalcate din TVA. Am avut, așa cum spuneam mai devreme, sume aprobate pentru orașul Târmănești prin hotărâre de guvern și am avut pentru plata asistenților sociali o sumă de 400.000 de lei și la ultima hotărâre de guvern am mai primit 635.000 de lei pentru cheltuieli de funcționare. Colega mea, doamna contabil șef, m-a prezentat pe comisii cum am propus să distribuim acești bani și mare parte din ei sunt dirijați spre a ne achita proiectele pe care le-am avut în derulare în cursul anului 2020. Și vedeți aici, avem lucrări de întreținere, reparații pe strada muncii, lalelelor, energiei, lucrările pe care le-am avut pe strada Teiului, și așa mai departe, și am alocat niște bani și pentru a finaliza strategia de dezvoltare a localității. O parte din bani i-am dus pentru a sprijini performanța unor sportivi din orașul Târmănești și sunt sportivi de talie națională și europeană, care au obținut rezultate foarte bune la competiții, așa cum spuneam, naționale și internaționale. Am sprijinit și școlile din aceste sume, precum și bisericile. Așa cum spuneam pe comisii, sunt lucrări în derulare la mai multe școli, la mai multe biserici de pe raza orașului Târmănești și din puținul pe care l-am avut, am dirijat resurse pentru a închide proiectele care au fost demarate în 2020. Ați văzut și la lista de investiții că sunt câteva completări. Ideea este că am reușit
să avem o rectificare pe zi, pentru că am o perioadă destul de dificilă. Dacă aveți întrebări legate de această rectificare, vă rog. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Dacă se abține cineva? Dacă este cineva împotrivă? Unanimitate de voturi. A fost aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Punctul numărul 3 pe ordinea de zi. Avem un proiect privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Bodeanu Gheorghiță din Dărmănești, cartierul Sălătu, care săptămâna trecută a avut loc acolo un incendiu și locuința este parțial distrusă în urma incendiului. La punctul 1 am spus că acordăm suma de 5.000 de lei, constând în materiale de construcție. Domnul Podeanu este și o persoană cu handicap și va trebui, dincolo de alocarea sumei de 5.000 de lei pentru materiale, să venim și cu sprijin din partea primăriei și mă refer aici la colegii noștri angajați în cadrul domeniului public, în cadrul primăriei, să venim și să sprijinim de facerea acelei locuințe în așa fel încât să poată locui niște condiții normale. Noi am intervenit și săptămâna trecută, am îndepărtat moluzul și așa mai departe. Dacă aveți întrebări legate punctul numărul 3 pe ordinea de zi, dacă nu supunem la vot, cine este pentru acordarea unui ajutor financiar în valoare de 5.000 de lei? Dacă se abține cineva? Dacă este cineva împotrivă? Unanimitate de voturi, a fost aprobat și punctul 3 pe ordinea de zi. Punctul numărul 4 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap grav. Punctul numărul 4. În fiecare an, așa cum spuneam și pe comisii, în Consiliul Local dăm, aprobăm un proiect de hotărâre în care se aprobă numărul de posturi de asistent personal la persoanele cu handicap grav. În 2020 am avut 30 de posturi aprobate prin hotărâre de Consiliu și în 2021 propun să menținem același număr de 30 de posturi de asistent personal pentru persoanele cu handicap grav. Sunt eforturi financiare mari pe care le facem la nivel de Consiliu Local să putem bugeta aceste fonduri, mai ales în condițiile în care nu ne sunt redistribuite acele sume de către guvern. Și dacă apar sincope, sigur că noi trebuie să găsim urgent soluții pentru a putea plăti aceste salarii și așa cum s-a întâmplat și în decembrie, am primit suma la sfârșit de an să ne putem completa golurile pe care le-am făcut în buget pentru a achita aceste sume. Dacă sunt întrebări legate de acest punct, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Dacă se abține cineva? Dacă este cineva împotrivă? Unanimitate de voturi, a fost aprobat și punctul 4 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului posturilor de asistent personal. Mergem la punctul 5 pe ordinea de zi. Este un proiect foarte important pentru comunitate și mă refer aici la stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2021 la nivelul Mateoraș Dărmănești. Vreau să vă spun că la acest proiect de hotărâre am lucrat împreună cu colegii din aparatul de specialitate a primarului și am stabilit ca la nivelul anului 2021 să păstrăm taxele la fel cum au fost în 2020, adică nu vom face niciun fel de creștere, ci este doar corecția cu rata inflației.
Nici în 2020 noi nu am mărit taxele și mai exact suntem la nivelul anului 2018. Din 2018 n-au fost majorate aceste taxe, ci ele au fost doar corectate cu inflație. La articolul 2, un subiect dezbătut pe larg la nivel de județ, taxa de salubritate. Păstrăm aceeași taxă ca în 2020, 11 lei pe persoană și pe lună. Deci nu facem niciun fel de majorare nici la taxa pe gunoi. Sperăm ca, și fac un apel către cetățeni fiecare să-și plătească această taxă, pentru că odată păstrată la nivelul anului 2020 această taxă de 11 lei pe persoană, suntem la limită cu plata serviciilor de colectare și transport a deșeurilor menajere și cred că dacă fiecare dintre noi ne-am plătit această taxă, nu am avea probleme. În condițiile în care această sau gradul de încasare va fi mic și în 2021, cred că vom fi puși în situația de a mări această taxă. Deci, la momentul aprobării, rămâne în cuantum de 11 lei, cum a fost și în anul 2020. La fel și pentru persoane juridice, această taxă nu s-a majorat. Vreau să vă spun că avisul ne-a transmis un grafic de referință vis-a-vis de taxă și în 2021 valoarea taxei pe care ne-a propus-o cei de la avis era de 15 lei de persoană. Da? Deci rămâne 15,81 lei persoană pe lună și noi rămânem la cuantumul de 11 lei. Sigur că și celelalte, așa cum spuneam, celelalte taxe din tabloul impozitelor au rămas, taxe și impozitelor au rămas constante. Ne propunem să creștem veniturile la nivel de localitate, nu prin creșterea taxelor, ci prin creșterea masei impozabile. Este o altă filozofie pe care am aplicat-o. Ne propunem ca fiecare teren, fiecare locuință, fiecare clădire din orașul Dărâme să fie impozitate cu taxe mici și să plătim toți taxe mai mici și volumul încasat va fi mai mare decât să plătim doar o parte la cuantumuri foarte mari. Dacă aveți întrebări legate de acest proiect, domnul Baru, vă rog. Aș întreba dacă tot e televizat pentru persoane decedate sau plecate din localitate. Cum se va proceda în 2021? Până pe ce dată se va face cererea? Deci, la impozite și taxe. Dacă ne referim la impozite și taxe, există o declarație de impunere, da? Și persoanele vin să completeze acea declarație. Iar în cazul în care vorbim doar de taxa specială de gunoi, persoanele care sunt decedate, sigur că nu urmașii dumnealor vin și completează acea declarație anexând și o copie după certificatul de deces, scrie în hotărârea de Consiliu că până la sfârșitul lunii ianuarie fiecare persoană trebuie să vină și să facă, fiecare cap de familie, să facă această declarație cu numărul membrilor care locuiesc în acea gospodărie. Sigur că și pe parcursul anului se pot face corecții și avem acea declarație rectificativă. A plecat băiatul la facultate, s-a dus în altă localitate, vine cu documente justificative și facem corecția. Avem categorii de persoane care sunt scutite și le știți, persoane cu handicap, totul a veteranilor de război și așa mai departe. Și sigur că acolo unde sunt locuințe mai multe, avem proprietari care au 2-3 locuințe, plătesc și la locuința, chiar dacă nu stă nimeni acolo, pentru o persoană, pentru că vin în decursul anului, fac curățenie și scot cantități destul de mari de gunoi acolo. Deci persoanele care au mai multe locuințe plătesc chiar dacă nu stau la acea locuință, o persoană. Este agreată la nivel de avis cu această idee și în toate localitățile se întâmplă lucrul ăsta. În rest, așa cum am așa întrecut, acea declarație de impunere, firmele la fel vin și își fac declarația în funcție de numărul de angajați, cu o adeverință extras din revisar ca să vedem numărul de angajați și în funcție de acea declarație se face și impunere. Dacă mai sunt alte întrebări. Dacă nu,
supunem la vot punctul numărul 5, stabilirea impozitelor și taxelor locale. Cine este pentru? Dacă se abține cineva? Dacă este cineva împotrivă? Unanimitate. Unanimitate de voturi. A fost aprobat și punctul 5 al ordinea de zi. Mergem la punctul 6 de ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 3 din hotărârea de Consiliul numărul 38/2020 privind acordarea unui împrumut Liceului Tehnologic Dărmănești în scopul derulării proiectului achiziționarea unui autoturism cu dublă comandă pentru școala profesională cu durată de 3 ani cu calificare de calitate auto. Știți că în cursul anului 2020 Liceul Tehnologic a scris un proiect în parteneriat cu GAL și AFIR pentru achiziționarea unui autoturism cu dublă comandă pentru a fi folosit ca material didactic la cei care urmează cursurile de calificare mecanică auto. Noi ne-am arătat disponibilitatea pentru a face o convenție de împrumut pentru că Liceul Tehnologic nu dispunea de resursă financiară pentru a achita mașina și după aceea să facă cererea de tragere de la AFIR. Spuneam că ne-am arătat disponibilitatea pentru a împrumuta Liceul Tehnologic cu această sumă, sigur, fără niciun fel de dobândă și așa mai departe. Și în primăvara anului 2020, din estimările făcute de cei de la GAL și de la AFIR, spuneau că până la 31 decembrie 2020 vor fi și returnați bani. Modificarea pe care o facem noi se referă doar la articolul care spune când trebuie, până când trebuie rambursați acești bani, datorită faptului că s-a întârziat și din cauza COVID-ului. Propunem ca împrumutul acordat de către noi liceului să fie rambursat de liceu până la 30.06.2021. Încă nu s-a finalizat toate procedurile, nu am transferat banii la liceu, cred că până la sfârșitul anului vor achiziționa acest bun, acest autoturism, urmând ca după aceea să scrie cererea de tragere și să ne transfere bani. Nu cred că să ajunge până în iunie, dar am avut ca marjă de, eu știu, de siguranță 30 ani. Dacă aveți întrebări, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. În unanimitate de voturi a fost aprobat și punctul 6 pe ordinea de zi. Punctul numărul 7 pe ordinea de zi este un proiect de hotărâre privind recompensarea sportivului Sândulescu George, legitimat la clubul sportiv al Armatei Steaua București, George fiind cetățean al orașului Dărmănești. Spuneam noi cu ani în urmă că ne propunem să susținem performanța și în fiecare an am făcut acest lucru, acordând niște stimulente financiare celor care au reușit să ducă numele orașului Dărmănești, poate pe cele mai mari, eu știu, podiumuri din țară și chiar din străinătate. Am să dau citire unei adrese pe care am primit-o de la Clubul Sportiv al Armatei Steaua București. Prin prezent, vă informăm că domnul Sândulescu George este sportiv de performanță legitimat în cadrul disciplinei sportive Caiac Canoe din cadrul Clubului Sportiv al Armatei Steaua. Din anul 2015 și până în prezent a obținut următoarele rezultate. Locul 10 la Jocurile Europene din anul 2019. 13 medalii la campionatele naționale de seniori, din care 7 de aur, 5 de argint și una de bronz. 4 medalii la campionatele naționale de tineret, din care o medalie de aur, o medalie de argint și 2 de bronz. Este adresa pe care am primit-o din partea președintului Clubului Sportiv Steaua București, în care ne informează că acest sportiv din Dărmănești a performat la Caiac Canoe. Articolul 1 aprobă acordarea unei recompense în cuantum de 1.000 de lei domnului Sândulescu George, sportiv de performanță cu domiciliu în Dărmănești, județul Bacău, legitimat la Clubul Sportiv al Armatei Steaua București pentru performanțe deosebite în anul competițional 2019-2020. Dacă aveți întrebări, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Dacă se abține cineva? Dacă este cineva împotrivă.
Unanimitate de voturi a fost aprobat punctul 7 pe ordinea de zi, privind compensarea elevului sportiv, mai bine zis, Sângulescu George. La fel, punctul 8 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind compensarea elevei Stoica Georgelia Gabriela. Am să dau citire și aici, de la Ministerul Tineretului și Sportului, ne informează în legătură cu Stoica Georgelia, domiciliată în Dărmănești, sportivă legitimată la Clubul Sportiv Municipal Iași, secția canotaj, componentă a Centrului Olimpic de Juniori. Deși pandemia ne-a îngreunat foarte mult activitatea sportivă și pregătirea sportivilor, și anul acesta au fost anulate multe concursuri, am reușit să participăm la campionatele europene de juniori de la Belgrad, Serbia, unde această sportivă a obținut medalia de argint, devenind vicecampioană europeană. Imediat după sosirea în țară, a participat la campionatele naționale de canotaj desfășurate la Iași, unde a obținut două medalii de bronz în două probe diferite. Rezultatele sunt excelente, având în vedere că este vorba despre o sportivă la început de drum, care a progresat foarte mult pe scara performanței. Această sportivă a reușit să se impună prin seriozitate și abnegație. Comunitatea din care face parte poate fi mândră de astfel de tineri care ne duc faima în lume și ridică tricolorul pe cel mai înalt catar. Mulțumesc pentru atenție, antrenor Servati Adriatu. Colega noastră Adriana Stoica, de aici din Consiliul Local, dincolo de faptul că se bucură că sprijină performanța sportivă, este și mama Georgeliei Stoica, o felicit și vă mulțumim tare mult. Mă bucur că Georgelia vrea să vă transmită că este al doilea an în care dumneavoastră comunitatea, care reprezentați comunitatea noastră și Consiliul Local i-a arătat această considerație a muncii ei și sperăm că la anul să aducă cât mai multe medalii de aur, nu numai de argint. Este la început de drum, într-adevăr, canotajul și caiaca noi sunt niște sporturi foarte grele și precise. Foarte multă muncă. Ea a spus, cred că, la foarte mult, foarte mult stres psihic. Pentru că ei, de exemplu, acum stau în cantonamente, nu vizează cu nimeni, nu vin acasă, nu primesc nimic de acasă, nu ies în oraș. Sunt niște sacrificii făcute, în primul rând, pentru viitorul lor și pentru faima României. Felicitări bun dată și comunității care se bucură să producă. Așa este și cei doi sportivi vor primi din partea noastră și câte o diplomă, vedem cum găsim soluții să mânăm acele diplome și sigur și recompensa financiară. Deci spuneam, se aprobă acordarea unei recompense în cuantum de 1000 de lei. Unișoara Stoica Georgelia Gabriela, sportivă de performanță cu domiciliu în Dărmănești, strada Energiei 331, legitimată la Clubul Sportiv Municipal Iași pentru performanțe deosebite în competiția 2019-2020. Dacă sunt întrebări, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Stoica n-are voie să votez. Dacă se abține cineva? Se abține, da? Bun, cu 16 voturi pentru și o abținere. Doamna Stoica se va abține? Da. A fost aprobat și punctul 8 al ordinei de zi. Punctul 9 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza orașului Dărmănești. În fiecare an, prin hotărârea Consiliului Local, se aprobă organizarea rețelei școlare pentru a putea aprobă această hotărâre, se transmite de către fiecare director de școală o adresă cu rețeaua de învățământ, se ia acel aviz de la Inspectoratul Școlar Județean. Ați parcurs hotărârea. Dacă aveți întrebări legate de acest punct de ordine de zi, dacă nu, supunem la vot cine este pentru aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ. Dacă se abține cineva, dacă este cineva împotrivă. Unanimitate, a fost aprobat și punctul 9 al ordinii de zi. Punctul numărul 10,
proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului BTR parc în suprafață de 3.284,48 m² toată strada cu orașul Bărmănești, ca urmare a constatării stării tehnice de terenul neîngrijite. În fiecare an știți că avem o procedură de a aproba proiecte de hotărâre pentru terenurile și clădirile care nu sunt îngrijite corespunzător. Colegii mei de la Serviciul Urbanism au făcut și toate demersurile în cursul anului 2020, au trimis acele sumații proprietarilor de teren. Se pare că unii au înțeles și s-au apucat de curățit și de îngrijit acele terenuri, care sigur altfel dau un aspect degradat și nerecomandat localității. Unii n-au înțeles acest lucru. Astăzi, pe ordinea de zi, deci aprobăm majorarea cu 500% a impozitului pentru terenul parc, aparținând domnului Tudose Constantin, în suprafață de 3.284,48 m², cu numărul cadastral 63161, situat în strada Chimie, orașul Dărmănești, județul Bacău. Pe comisii s-a discutat. Dacă aveți ceva întrebări legate de acest punct, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Dacă se abține cineva? Dacă este cineva împotrivă? Unanimitate de voturi, a fost aprobat și punctul 10 al ordinii de zi. Punctul numărul 11, proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren parc în suprafață de 2.150,03, proprietar același domn Tudose Constantin. Și spunem noi la articolul 1, se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru terenul parc, ținut de către domnul Tudose Constantin, în suprafață de 2.150,03 m², număr cadastral 62672, situat în strada Chimiei și Bărănești de Zimbabwe. Domnul Tudose are două proprietăți pe raza orașului Dărmănești, amândouă nu sunt îngrijite corespunzători, care, proprietăți care creează disconfort cetățenilor și am avut nenumărate plângeri la adresa acestui proprietar. Dacă sunt întrebări, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Dacă se abține cineva? Dacă este cineva împotrivă? Unanimitate de voturi, a fost aprobat și punctul 11 pe ordinea de zi. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pentru imobilul clădire și imobil teren în suprafață de 2.485 m², situat în strada Muncii numărul 3, zona Anele, orașul Dărmănești, ca urmare constatării stării tehnice de terenuri și clădiri neîngrijite. Este aceeași situație ca cele două prezentate anterior. Avem alți proprietari aici, avem și clădire și imobil clădire și imobil teren. Propunem la articolul 1 majorarea cu 500% a impozitului pentru imobilul clădire și imobilul teren, situat în strada Muncii numărul 3, zona Anele, înscrise în evidențele OAT orașul Dărmănești, la poziția de rol numărul 2, fila 8, volum 1, pe numele defunctului Nemțeanu Ion, cu moștenitorii Nemțeanu Ana, Nemțeanu Ianuța, Nemțeanu Ioan și Nemțeanu Costel, în suprafață de 2.485 m², fără număr cadastral, situat în orașul Dărmănești. Sunt la fel clienți mai vechi de-ai noștri, din păcate n-am reușit să îi convingem să întrețină măcar minimal această proprietate și la fel am avut multe sesizări din partea celor care locuiesc la ANL, la vecinilor, mai ales că este în zona centrală a orașului. Dacă aveți întrebări legate de acest punct, dacă nu supunem la vot, cine este pentru, dacă se abține cineva, dacă este cineva împotrivit. Unanimitate de voturi, a fost aprobat și punctul 12 pe ordinea de zi. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind actualizarea în conformitate cu ultima formă a bugetului, pentru obiectivul de investiții, modernizarea Centrului Cultural Nemia. Este vorba despre Casa de Cultură, proiect depus pe fonduri europene pe POR. Am solicitat finanțarea, am trecut prin diverse etape de analiză a acestui proiect. Săptămâna trecută am venit o delegație de la POR, de la ADN Nord-Est,
a putut vizita în teren, ne-am calificat în etapa următoare, adică suntem în faza de precontractare. Valoarea acestui proiect este de 10 milioane de lei, 2 milioane și ceva de euro, cu o contribuție de 211.860 lei în partea OAT-ului și pentru a intra, spuneam, în ultima fază de precontractare și semnarea contractului undeva în luna ianuarie-februarie, trebuie să dăm această hotărâre cu forma finală a bugetului. Vedeți că la articolul 1 se aprobă valoarea totală a proiectului de modernizare centru cultural de Mira Quantum de 10.643.447,44 lei. Contribuția proprie 262.531,34 lei și, sigur, și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în quantum de 211.860,84 lei. Aprobă bugetul proiectului pentru obiectivul de investiții conform anexei numărul 1. Aprobăm devizul general și devizul pe obiect. Acolo avem trei, practic, obiective în analiză. Avem odată modernizarea casei de cultură, asfaltarea și modernizarea străzii, rafinăriei care face legătura între strada chimiei și obiectivul de investiții, centru cultural. Și al treilea obiectiv este crearea unei parcări moderne acolo, care să deservească Centrul Cultural de Mira. Aprobăm studiul de fezabilitate, faza de proiectare SF mixt, de asemenea indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul Centrul Cultural de Mira și cheltuielile conexe care vor cădea în sarcina orașului Dărmăre. Dacă aveți întrebări, dacă nu, supunem la vot cine este pentru. Dacă se abține cineva, dacă este cineva împotrivă. Unanimitatea de voturi a fost aprobat și punctul 13 pe ordinea de zi, foarte scurt, la diverse. Pentru că suntem la sfârșit de an și pentru că am trecut un an, așa cum spuneam, a început destul de greu, vreau să le mulțumesc în primul rând cetățenilor orașului Dărmănești, pentru că în toată această perioadă am înțeles, în primul rând, să respecte măsurile de distanțare socială, purtarea măștii și așa mai departe. Suntem singura localitate urbană din județul Bacău, care în decursul anului 2020 nu am depășit, nici măcar nu am atins procentul de 1% la mie infectări, 1 la 1000 infectări. Deci, la acest moment, suntem undeva 0,27 la mie. Deci 0,27. 26. 26. Deci, în decursul undeva de pandemie, nu am atins 1 la mie. Am făcut tot ceea ce ne-a stat în putință legat de dezinfectarea căilor de acces la școli și așa mai departe, în măști, dar fără sprijinul serios al comunității, nu cred că reușeam să ne atingem aceste obiective. Pentru faptul că am reușit să păstrăm acest indicator mult sub media pe județ, mulțumesc tuturor cetățenilor și pentru că nu am depășit la nivel național, eu știu, această pandemie, îi rog pe toți să păstrăm garda sus și să ne respectăm și să respectăm aceste măsuri impuse de legislație. De asemenea, pe raza orașului Dărmănești vor fi organizate două centre de vaccinare. Un centru este la Căminul Cultural Plopu, este cel care a fost și avizat de către Direcția de Sănătate Publică și acolo vom începe vaccinările, da? Deci când vom primi ok-ul pentru vaccinări la centrul Căminul Cultural Plopu și mai avem Centrul Medical Dărmăneasca, care deocamdată îl ținem în rezervă, pentru că acolo avem și medici de familie și alți medici care au activitate economică medicală și nu aș vrea să blocăm Centrul Medical Dărmăneasca. Așa cum ați văzut pe centre de priorități, pe grupe de priorități, persoanele vârstnice, avem la Dărmănești un număr destul de însemnat de persoane care se încadrează în prima etapă. Recomandarea mea este ca să răspundem favorabil la această vaccinare, pentru că ne protejează de acest virus destul de neagră.
agresiv. Sunt fel de fel de discuții, unii spun că nu e necesar să facem acest vaccin, alții spun că este absolut necesar. Eu vă pot spune un singur lucru, am fost mandată și de mai multe ori la spitalul de urgență mâine. Am văzut acolo oameni în agonie, oameni care, mulți dintre ei tineri, care n-au avut șanse să scape pentru că acest virus se pare că nu le-a mai dat nicio șansă. Și mai degrabă să ne vaccinăm, să fim protejați decât să ne trezim într-o fază avansată de, eu știu, de boală și să nu mai putem face nimic. A doua, să zic, problemă pe care vreau să o transmit este aceea legată de sărbătorile de iarnă. Știți că la Dărmănești s-a născut tradiția ursul de la Dărmănești. Am primit sute de telefoane legate de aceste frumoase tradiții pe care le avem. Am discutat cu autoritățile în măsură să ne dea un punct de vedere și ținând cont de faptul că suntem cu un indice foarte scăzut comparativ cu alții. De asemenea, la Dărmănești nu este un festival la care să vină cete de urs sau de colindători din alte localități. Este strict al localității noastre și am invocat toate aceste aspecte în adresele pe care le-am trimis Prefectului, Direcției de Sănătate Publică, IJJ-ului, Inspectoratului Județean de Poliție. Am primit la acest moment de la Direcția de Sănătate Publică și se spune că în județele sau localitățile unde incidența acumulată a cazurilor din ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 la 1000 de locuitori, orice fel de acțiuni culturale organizate în aer liber sunt interzise. Deci dacă avem incidențe la nivel de localitate mai mare de 1,5 la 1000 de locuitori, cu siguranță nu avem voie. Noi suntem sub, mult sub 1. Asta spune că măsurile și regulile pentru evenimentele sau acțiunile culturale organizate în aer liber, pe perioada de alertă pentru prevenirea răspândirii COVID, vor cuprinde și ne dau aici și alte măsuri. Adică, din această adresă rezultă foarte clar că nu ne este interzis să organizăm aceste manifestări culturale, dacă respectăm, în primul rând, tot ce ține de pandemie și, în al doilea rând, să nu depășim 1,5. Aștept să primesc și răspuns de la Prefectură și de la, eu știu, Inspectoratul de Jandarmi și în perioada următoare, asta însemnând 2-3 zile, vom comunica dacă vom organiza atât și anul cât și ursul de la Dărmănești. În condițiile în care vom organiza, repet, comunic, vom merge pe amplasamentul târgului de la Dărmănești. În incinta târgului este o incintă de 11.000 de metri pătrați închisă cu gard. Vor avea acces acolo doar cetele de urși, cu păstrarea distanțării sociale, cu mască și așa mai departe, cu un număr mai redus de participanți, urmând ca ceilalți cetățeni din localitate care vor să asiste la această paradă să stea în afara perimetrului de 11.000 de metri pătrați, la fel cu respectarea distanțării sociale și a tot ceea ce ține de măsurile de COVID. Deci, la acest moment, nu ne pronunțăm. Mi-aș dori foarte mult ca aceste tradiții să nu se întrerupă, pentru că la Dărmănești vorbim de locul unde s-a născut jocul ursului și ar fi păcat să avem perioade de, eu știu, în pauză de întrerupere. La fel de important este și, sau poate chiar mai important, este sănătatea cetățenilor și atunci vom cântări foarte bine ce este mai bine de făcut. Pentru că suntem la sfârșit de an, în primul rând vă doresc dumneavoastră să fiți sănătoși. Mulțumesc pentru colaborarea care am avut-o în anul 2020 cu colegii din Consiliul Local pe care a fost. Mulțumesc cetățenilor pentru că, dincolo de această pandemie, au avut un an cu două tururi de alegeri și, în primul rând, mulțumesc pentru încrederea acordată la locale și, sigur, și la generale și asigur că și în
2021, prioritatea noastră la Târmănești va fi strict legată de investiții. Mulțumesc! Sănătate și cetățenilor din Târmănești și celor care sunt din Târmănești plecați în afara, poate, graniților sau în alte localități din România și încă o dată le transmit tuturor românilor sănătate. Vă rog pe scurt punctele dumneavoastră la divers. Domnul Balaș. Scurt, aș avea trei probleme. Da. Țineam cont că nu m-a înghețat afară, în zona asta de la poarta 2 spre Sănătruc și zona Chiticelui și Sănătrucului, s-a adună aluviunile alea pe marginea drumului. În fiecare an știți că ați mai intervenit și s-a luat pământul ăla, se ridică mai sus decât asfaltul. Da. Și apa stă chiar pe drum. Venind iarna, zăpada se va da și apa va fi pe... Acostamentele, da? Da. Dar se poate lua, se pot lua niște măsuri pentru măturarea asta. Nu-i chiar am văzut. Mult. Da. Al doilea punct, am tot mers și văd că în zona Păgubeni, Lupu, se tot adună gunoaie pe margine, așa că trebuie oprit un pic, că acolo chiar aruncăm gunoaiele alea pe marginea totușului și ar trebui luat niște măsuri cu cetățenii și luat. Zilnic facem patrule și avem probleme nu numai acolo, ci și la... O informare, oamenilor și strâns gunoiul care e. Soluția cea mai bună care dă rezultatele cele mai bune sunt amenziile. Am parcurs etapele de consultare, de îndrumare, de pus panouri informative și cealaltă soluție este să dăm amenzi maxime. Pentru că cel care nu înțelege de vorbă bună, poate trebuie să înțeleagă de... Ca să... Deci, localitatea să fie frumoasă, trebuie să participăm toți la... Trebuie să participăm toți și noi facem un efort foarte serios vis-a-vis de păstrarea... Aș mai avea un punct. Te rog. Dacă se poate, în 2021, la Plopu, ar trebui să... Închidem în fața căminului ăla, că e păcat de el. Văd că se degradează, mai ales în zona de jos, în strică. Cineva acolo... La fel vorbim de educație. Și la Plopu, da, ca să putem să rezolvăm problema asta, am montat un sistem video și cu siguranță, urmărim toate. Din momentul în care am montat acest sistem video, lucrurile s-au mai liniștit acolo. Dar sunt copii care merg, se joacă pe acolo și poți să vedem o împrejmuire în... Un pic, deci o mare investiție nu e, deci poate să ia, da, mulțumesc. Dar totuși trebuie creat și un spațiu, cu gulanii și cu gulanii. Altcineva, la diversă? Vreau să mă completez puțin legea asta dumneavoastră vis-a-vis de subiectul cu vaccinarea. Da. Este un subiect destul de important acum pe toate la televizor și pe toate toată mass media și aș vrea, fiindcă am zis că am grijă de sănătatea cetățenilor din Târmănești, eu aș vrea totuși să îi rog să aibă puțină aplicare asupra acestui subiect și să este într-adevăr un subiect în discuție. În 27 decembrie se spune că va începe vaccinarea. Deocamdată, în prima fază, doar personalul medical și cei care intră în contact cu mai mult cu pacienții de COVID. Ulterior, în al doilea stadiu, vor fi și pacienții sunt vulnerabili și pacienții cu boli cronice care sunt mai dispuși a face această boală. Vom vedea cum vor decurge lucrurile, dar eu vreau să se gândească bine că la sfârșitul pandemiei nu se va termina decât dacă avem o abordare asupra acestui vaccin și să fim toți în același asentiment ca să putem să ducem la sfârșit această pandemie cu evoluție bună. Ca un exemplu pozitiv, putem să ne vaccinăm noi pe ei, da? Și vor înțelege cetățenii că... Cel mai bun exemplu, da, așa da. Este. Mulțumim, doamna doctor. Vă rog, cine? Domnul Debrețeni. Da. O parte din cetățenii care au fost arondați doamnei doctor, care a plecat la București, m-au întrebat și m-au rugat în același timp să aduc la cunoștință aici și să îi și informez în același timp ce se întâmplă cu ei. Au nevoie de doctor neapărat. Au zis că
Doamna doctor a plecat, ne-a lăsat, nu avem fișe, nu avem tot ceea ce ne trebuie. M-au rugat să faceți dumneavoastră niște diligențe către DSF sau către minister să mai vină un doctor. Am făcut aceste diligențe și legat la prima parte a problemei noastre, recomand celor care vor să se transfere de la doamna doctor Popovici să solicite fișa și se poate transfera la unul din medicii de familie de pe raza orașului Dărmănești. Doi la mână. Doamna doctor are un cabinet la Bacău și mi-a spus că poate să rezolve anumite cazuri care, cei care nu vor să se transfere de la dumneavoastră, poate rezolva, nu știu, telefonii, nu știu cum. Și trei, am făcut de mestul și către DSP și către Ministerul Transferță, cu DSP am vorbit și așteptăm o soluție pentru a aduce un nou doctor, un medic de familie în zonă. E foarte greu de găsit și doamna... Da, știu. Aici să-ți răspund și la întrebare de altfel, colegiul medicilor se ocupă de arătarea medicilor de familie într-un areal, dar e o problemă într-adevăr dificilă. Noi cei care am rămas ca medici de familie suntem supraaglomerați. Sunt într-adevăr pacienți cu boli cronice care necesită tratament, cu diabet, cu alte afecțiuni care le trebuie tratament neapărat. Și bine ar fi să găsim pe cineva care să vină, doar că la colegii medicilor, din păcate, în ultima perioadă nu mai sunt medici. Efectiv, suntem într-o lipsă de medici. Am putea să clonăm câțiva de medici. Exact așa mi s-a răspuns, sunt în căutare, nu s-a găsit la dată o soluție. Aia e trei medici. Deci nu sunt. Eu am făcut cât am făcut, tocmai de aia și stau peste program, am luat încă peste puterile mele, încerc să suplimentez cât pot, dar într-adevăr dacă mai fi nevoie de cineva. Mulțumesc. Dacă mai sunt alte... Doctor, cu o singură problemă, m-au mai întrebat cetățenii ce pot face cei care au la firme sau la cazuri diferite deșeuri care nu pot fi luate de cei de la Rompres. Deci cei cu alte... baterii de mașină alea, cu plumb, cu nu știu ce, cu tot felul deci, de... Dacă sunt alte tipuri de deșeuri, periodic noi facem colectarea apei urilor, campanie și în momentul în care avem mai multe solicitări de predare de astfel de deșeuri, îi chemăm. Problema este să avem ce... Da, ideea este că s-au făcut pentru cele electrice și electronice, pentru cele baterii sau astea care deci, sunt mai... Ei vin pe secțiuni, în funcție de ce le solicităm noi. Până afară, baterii nu au avut solicitări, pentru că mai merg cei din comunitatea română și iau acele baterii, cu ce fac cu ele. N-am avut. Pe electrice am avut. Pe alte tipuri de deșeuri voluminoase, din demolări. La fel, sună la compania care strânge aceste deșeuri la Rompres, dar trebuie să plătească. Nu plătim noi deșeurile noi. Și vine în funcție de ce are. Deșeuri din demolări. Vin mașini specializate, le concasează ce le fac acolo și le... Deci rom restul, putem să afișăm numărul de telefon, sună acolo, îl programează, vine, ia deșeuri de telefon. Dar acolo la acumulator sau la baterie? Și acumulator și baterie. Rom restul și cei de la colectare de la Mâinești primesc acumulatori acolo, adică omul dacă are 5-10 baterii. Cei de la Rompres nu primesc pentru că au sunat acolo și au zis să vă găsiți o firmă care să vină. Întrebați la primărie dacă există o firmă care să colecteze. Știam că la remată obicei primeau acei acumulatori acolo până mai cost chiar. Nu mai primesc. Primesc magazinele care vin, vând acumulatori, primesc și dau un punct de amperaj. Multe de spus, dar așa pe scurt, de exemplu, asta cu aparatura de uz casnic, Rompresto, au periodic o trecere așa, sâmbătă, așa, la 9, la 9 și 10, în diferite locații. Aparatura de uz casnic este mare. Și e dificil că orice om, nu toată lumea are ce să deplaseze în timpul la scurt. Propun un loc unde să putem să le adunăm și când vin la ea, le vom presa la ea. Adică noi știm cu o săptămână înainte, că ei ne anunță. Deci când se duce, când îți ia, îți las un bilețel, sâmbătă viitoare, se va ridica deșeuri de genul.
din putare de locație. Adică școala Boiște, școala 3, școala Observatorul. Dacă vrem noi în primărie, ia să vedem în întâmpinare și noi într-o săptămână avem timp să depunem undeva, care am trecut bine, nu înțeleg. Undeva, dacă aveți dumneavoastră, putea să-i mai cum spune. Să le gândim și punem o locație la dispoziție. Și atunci, dacă le aducem și un preț, nu mai are de circulat și noi într-o săptămână avem timp să ne strângem toate astea, mașina de spălat, așa. Un, doi, vreau să vă spun, asta cu multe probleme, că o să dai eu o străduță, acolo la municipal, îi numește de-al oficiei. Mai jos verticale îți dai un ungur, tot în stânga, acum intrându-l la domnul Pădurării. Nu se poate așa, dar trebuie intervenit urgent, sunt și găuri acolo și... Da, pe străduțele respective. Da, noi trebuie să facem o lucrare de colectare a apei de pe rigola principală, de aia așa. Da, dar îi adesim niște găuri și s-au pline cu apă. Dacă s-ar pune în palat mai mult, da, da. Să pot îndepăși și oamenii, dar pe jos nu se pot îndepăși. Și la cetățenii din Dărmănești și care sunt în Dărmănești și care nu pot să ajungă în Dărmănești, să mulțumesc pentru colaborarea care s-a desfășurat tot anul ăsta și să ne întâlnim la anul fără pandemie. Nu doresc la nimeni să fie pozitiv, doresc din contră să fie sănătos. Mulțumesc! Mai e cineva? Mai mult vis-a-vis de vaccinare, poate pandemia se poate termina mai repede. Asta trebuie dumneavoastră să vă exprimați mai des în spațiu public, să încurajați oamenii că apar tot felul de intoxicații alea, că sunt chipuri în loc de vaccin, că ne va omorâ, că ne va... Și atunci, dacă m-a spus domnul primar, că încurajează, spuneți dumneavoastră care sunteți medic, încurajați și că dumneavoastră faceți vaccinul și domnul Planșu chiar trebuie să ne mai apărut, dacă ați văzut așa, o chestie, că s-a făcut că îi face, deci a făcut o filmare. Doamna nu știu ce, prin ministru, premier, nu știu cum. Nu știu, cred că e o făcătură, că a pus aia și a arătat că nu era cu plasticul ăla. Bineți, am revenit de un vaccin de Pfizer, care este o companie... Stimată doamna, nu, eu nu pot întâmplă, vă spun doar intoxicația de care se întâmplă. Da. Și personal, și oameni care nu mă aștept la ei, îmi spun ce e bun cum se recicluiască, să ne controleze. În primul rând trebuie să dăm exemplu personal, da, al nostru, după aia trebuie să dăm exemplu și să convingem pe cei din familiile noastre că acest vaccin este absolut necesar și cu siguranță lumea se va... Corect. Dacă văd persoane din vârful, din bordul societății, așa că se vaccinează, atunci prin curaj. Pentru că ședința s-a încheiat, nu închidem ședința, până mulțumim și colegilor din televiziune, care au fost alături de noi și la bine, și la rău, și la pandemie, și la da, mulțumesc. Și felicităm și cam atât, nu? Da. Vă doresc și această sănătate, să fiți sănătoși și la anul să fiți împărătoare alături de noi, pentru că prin intermediul noastră, cetățenii din orașul Dărmănești află ce proiecte avem noi, ce propuneri ne-am priorități ne-am stabilit și cum reușim să ducem aceste mandate, chiar dacă trecem printr-o perioadă dificilă. Mulțumesc pentru colaborare, să fiți sănătoși și Doamne ajută un an 2021 mai mult. O zi bună și toate cele bune, sfârșit de an.